m-am gândit la propriul online cu exerciții de matematică. Pasa, ce ce acolo de matematică, par de provenie prietenul nostru că facem două lecții tot atât de frumoase ca și altă dată. Fie A, de ce? 13 de la pagina 43. 13 la 43, fie A, B, C. Cifre nenule, distincte. Deci, aparțin în unul de cifre, da? Aparțin cifre. Hai să spunem. Cifre. Egal, cifre. Diferite de tău. Și diferite. Cifre. Nenule, distincte. Distincte. Da. Și A mare egal cu... Păi, nici să nu dai peste cameră. Vrei și mi-ai stricat încadrarea. Așa, așa. Uite cum am rezolvat eu. Deci fie ABC cifre distincte. Da, nenule. Nenule. Și A mare egal cu 0, AB barat, 0, perioada AB barat. Deci A mare pe bară și ce mai era notate? Nu, așa cum ați notat. Așa. Și numărul A mare egal cu 0, AB în perioadă. AB în perioadă. Barat. Așa. Plus 0, BC. 0, BC. Barat. Barat. Plus, să-l fără perioadă, nu? Plus 0, CA, barat. CA? Barat. Amic. Determinați valoarea cea mai mică și valoarea cea mai mare pe care o poate lua numărul A mare. Determinați minim. Minim și maxim. De A și max. De A. Max de A. Minimul și maximul 2A. Și B. Determinați... A fost asta. B. Determinați cel mai mic număr natural, nenul, N mic. E. Nenul. Natural. Deci natural, nenul. Așa. Pentru care N ori A mare. Care. E ori A mare. Aparține lui mulțime numerelor naturale. Știind că A plus B plus C egal cu 20. Știind că A plus B plus C egal cu 20. Plus B plus C egal cu 20. 20. Începem să intrăm în problemă. Să începem să înțelegem. Corect. Deci A, B, C sunt cifre de la distincte. Asta înseamnă și nenule. Distincte, nenule. Nule, adică fără 0 până la 9. A, B, C au voie să fie de la 1 până la 9. Asta înțeleg eu. Bun. A mare este un număr de formă 0,AB în perioadă, 0,BC nu mai este periodic și 0,CA iarăși o doar cu sutin, nu? Asta înțeleg eu. Determinați minim de A și maxim, minim de A și maxim de A. Păi la maxim ar trebui toate să fie 9. Păi trebuie să fie la cel mai mic, ca să fie minim, trebuie să ne jucăm cu cifrele 1, 2 și 3. Deci ne hotărâm să mergem pe minim sau pe maxim, da? Pe minim, da? Hai să facem. Deci ne ocupăm de minim de A. Minim de A egal cu... Putem să ne jucăm ca fiind A, B, C, să fie 1, 2 sau 3. Da. Nu mai vorbești de către cimă, da, și se discutăm așa, vorba ta. Așa, da. Ideea de a avea minim, fiindcă la partea întreagă toți au 0, nu ne frământă treaba, deci 0 absolut peste tot. Înseamnă partea decimală să fie cea mai mică. Fiecare din ele, fiecare din numere. Partea decimală să fie cea mai mică. Iar A, B și C observăm că numai aici am periodicitate. Aici ar vrea să insistați un pic. Dar ea, fiindcă e periodicitatea în comparație cu cealaltă. Acolo... 0
AB pe 99. Da, am putea să scriu AB pe 99. La ce ne-ar ajuta? Nu uitați că este o sumă și trebuie să am contribuție cea mai mică cu putință în suma asta. Păi, dar cum B egal cu 2 și ce A, A egal cu 1? Da. B egal cu? 2. 2. Și ce egal cu 3? A egal cu 1, B egal cu 2 și ce egal cu 3? Că B cu B nu e egal? Nu, distinct. Este același B. A, da. Același adică B. A e 1, B e 2, C e 3. Dar de ce ai zis A1? De ce n-ai zis B-ul 1, A-ul 2 și C-ul 3? De ce te... Poate fi și A-ul 0, nu. A, spune-ne mult. Da. Da, deoarece dacă, dar oricum, dacă le spun în formulă, o să dea același lucru. Da, e adevărat, pentru că am mutat de A cu BC. Între momentul în care zic 0,AB periodic, are vreo influență numărul ăsta dacă n-aș fi fost periodic? Nu. Deci dacă n-aș fi fost periodic, am fi avut, ar fi fost problema mai ușoară? Da. De ce? Deoarece nu mai trebuia să dacă nu era periodic, de exemplu, dacă le-am oricare ar fi 1, 2 sau 3, oricare dintre numai ar fi 1, 2 sau 3, e aceeași chestie. Da. Deci la zecimale, hotăream foarte clar, fără nicio emoție, A, B și C le puteam schimba între ele, pentru că la partea zecimală contribuția a fost aceea, pentru că eu urmărim. Și-ar de-a putea aceeași lucru. Păi de ce ar fi așa, deoarece noi dacă aveam A, B, în perioadă, nu? O să fie AB. Dar eu nu trebuie să contribui la toate din perioadă. Să contribui da. La primele două. Ba, nu. O secundă. Insist, Daria. Trebuie să avem răbdare, să vedem ce spune el și până să putem cu argumente contracara. Să spun, nu e corect, pentru că... Deci, eu insist. La scrierea următoare. Am ținut cu A1 așa, 0,AB, fără să mai pun perioadă, 0,AB plus 0,BC plus 0,CA. Cum A diferit de B diferit de C, spuneți-mi voi, în condițiile acestea, cât ar fi fost posibil să luăm pe A, pe B și pe C. Ar fi luat 1, 2 sau 3, indiferent cum le pun, nu puteți avea 1,60. Datorită faptului că au și B-ul și C-ul ocupă pe rând poziții la zecimale, nu? Le luăm pe cele mai mici la zecimale, ca să am contribuția cea mai mică. Deci aici A o să fie 1, B o să fie 2 și C o să fie 3. Și cu ocazia asta s-a rezolvat și partea de sutim. Nu? Și partea de sutim. Deci, da. În clipa în care avem A egal cu 1, B egal cu 2 și C egal cu 3, atunci A1 arată de forma 0,12 plus 0,23 plus 0,31. 0,31. Și suma finală? 0,66. Da, păi, dacă... Da, 0,66. Și asta ar fi cea mai mică valoare, da? Da. Dacă însă le-am schimbat între ele, adică A o să fie, A o să fie 2, B-ul și C-ul. Este același lucru, nu? Deci nu se întâmplă nimic. Bun. Dar dacă mă întorc acum și vorbesc de AB în perioadă,
Atunci A1 care este de forma 0,AB, așa, plus 0,AB în eroare, plus 0,BC, plus 0,CA. Credeți voi că mai în situația asta m-am libertatea să zic în loc de A să fie A o să fie 2? Sau 3? Adică mai ca este deosebire între A 1 și A 1 în felul ăsta? Și A 2? A, nu, nici așa. Pentru că acolo este o infinitate de numere. Da. Și tot acolo, tot așa, este o infinitate de numere. Numai dacă nu... Da, și aici ajută. Aș mai putea să le înlocuiesc? Da. Ia să văd. Deci, în condițiile astea, vreau să spun și te rog, dau primul exemplu de la text. Ce sens are? Păi dacă e în perioadă, o să fie AB, AB, AB. Numai ca să găsim pe cel mai mic. AB. Să spunem că le înlocuim cu 1, 2 și 3. A-ul trebuie să fie 1, deoarece 1 este cel mai mic, ca să nu la perioada cea mai mică. Și B-ul să fie 2, ca să am 12. Și pe aia 12 adun zecimile cu zecimile, sutimile cu sutimile și o să am 0, nu știu cât, perioada 12. Da. Deci tu îmi spui că și în condiția asta, A o să fie, ți-a place ție, A o să fie cât? 1, 0, 2 și ce trec, da? Deoarece dacă am pe A... Și cât face suma asta? Hai să vedem. Va fi egal cu 0,12 în perioadă, plus 0,31, care îmi dă ca rezultat... O să-mi dea 12 plus 23 plus 31, care să fie... Adică 12, da? Cât face? Păi, face... Cum fac aici? Nu, păi, dar nu așa, pentru că ai perioadă, nu poți să le adumi. Așa. Acolo e infinitate de 12, nu poți pur și simplu să le adumi cu 23, deci 20. Nu poți să adumi. Dacă vrei, putem să facem calculul ăla. Deci facem calculul. O să zicem 12 pe 99 plus 23 pe cât? 23 pe... Pe 10. Pe 100. Nu, adun pe 100, așa. Da? Pe 100. 100. Plus, pot să zic supra 100, dar hai să zic supra 100 ca să vă urmăriți, mă urmăriți bine și bine cât? 100. Supra 100. Și plus 31 supra 100. Și face ca rezultat, aici 12 cu 99 se simplifică. Prin cât? Prin 3. Prin 3, da? Fie 4 pe 33. Face 4 pe 33. Plus 23 cu 31 face 54. 4 pe 100. Plus 54 pe 100. Este un pic neosebitate. De ce este neosebitate? Urmărește să vedem ce se întâmplă. Că nici eu nu știu. Chiar vrem să vedem cam care este rezultatul și dacă este apropiat de 0,66. Da? După părerea voastră, care este? Va fi 0,66 sau... Perioada 12. Deci, cât va veni încă o dată? Va veni 0,66 perioada 12. 0,66 perioada 12. Vreau să vă spun, dacă am 0,12, eu o să adun doar zecimile cu sutimile cu sutimile, că după aia o să am doar perioada 12. Vedeți? Spune bine, da? Da? Deci el spune că va fi, de fapt, un număr periodic X. Deci va face egal mai departe cu 0,66 și cred că l-am înțeles. 0,66 și 12 în perioadă. Și eu am ales pe 12, deoarece dacă îl puneam pe A3, era 31.
și 12 e mai mic decât 31 și nu era cel mai mic. Da. Deci el vine și spune că are importanță faptul că aici e periodic, numărul astfel obținut este mai mare decât în varianta care n-aș fi avut perioadă. La început. Da? N-aș fi avut. Iar nu am luat că aici e nu. Da. Acum, întrebarea mea, mai pot eu roti cum am avut voie aici să locuiesc pe A cu 2, B cu 1 și C cu 3? Nu, deoarece dacă eu aș schimba, când voi aduna, în perioadă, voi avea un număr mai mare decât 12. Asta e. Partea pe rând va fi 12 și 13, 31, 23. Asta era partea. Aici insista meu. El a prins foarte bine. El a spus așa. 0,66 va face de fiecare dată. Dar ce se va adăuga ca parte periodică, ca să fie cea mai mică, 12 este bună. Că altfel 31 sau 21 sau 32 nu-mi plac. Nu? Perioada aceea îl face pe el mai mare. Deci, a avut grijă ca să ia numele cele mai mici, aici și Daria e cobrat foarte bine. Deci, ca să vorbim de minimul lui A, A, B și C trebuie să fie nu, cele mai mici cifre. 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. Dar, dacă în varianta în care nu am perioadă, le puteam schimba între ele A, B și C, fără nicio emoție, de data asta, în momentul în care fac adunarea, sunt atent și observ că am nevoie A o să fie numai 1 și B o 2. Numai în varianta asta. A 1 și 2. Cum aș redacta? Deci la scripie A egală cu 0, AB și AB următoarea grupă plus 0, BC plus 0, CA care, ca numere văzute, așa, bară deasupra și egal cu 0, aș avea aici ce aș avea, AB-ul rămâne partea periodică din cauza acestui AB. Iar la sutiv aș avea A plus C plus B. A plus B plus C, da? Dar scoate-ți ăla din perioadă. De ce să-l scoate? Ăla de acolo, BC-ul. A spus degeaba. Așa, da, foarte bine. Deci aici nu am perioadă. Da. Corect. Și aici, așa, la sutime, aș avea A plus B plus C. Așa este? A plus B plus C. Iar la zecime aș fi avut A plus B plus C, din nou. Și ca numărul ăsta să fie cel mai mic, deci ca numărul ăsta să fie cel mai mic, e vorba de A plus B plus C să fie cel mai mic. Deci, încă o dată insist, au scris în felul ăsta 0,AB, AB în perioadă, 0,BC, 0,CA, adunându-le, apare varianta asta. Și minimul lui A, dacă și numai dacă, A plus B plus C este suma minimă, dacă și numai dacă am de-a face cu minim de A plus B plus C. Adică și la 10 să fie minim, și la 100 să fie minim. Și aici îți rămâne ție ce să spui? Ce trei numere adunate, distincte, sunt de-a suma minimă? 1, cine nule? 1, 2 și 3. Deci, asta înseamnă că A egal cu 1, B egal cu 1, C egal, B egal cu 2, C egal cu 3. Sigur că tot atât de minim le putem răti. Dar însă,
Dacă ne-am rotit și l-am lăsat pe varianta asta... De unul mai mare. Sigur că da. Deoarece e 20 prim mai. Deci trebuie să adăugăm minimul din A de C și minim de A de. Da? Minim aceste grupări. Minim de A, B. Ei, și minim de A, B ca număr, dacă și numai dacă A egal cu 1 și B egal cu 2. Așa trebuie văzut. Acum la... Stop. Vreau să mai insist un pic să mă fac înțeles că nu am reușit să ajung la voi. Tu ai înțeles, dar eu am vedere. Știi pe cine am deoseb în vedere? Ce? Pe cei care vor urmări filmul. Deci eu am foarte mare preocupare pentru cei care vor urmări filmul. Problema îți pare foarte interesantă. Foarte interesantă. Deci, din clipa în care am înțeles asta, scriu pe A, virgulă, A, B în perioadă, în felul ăsta. A, 0, virgulă, A, B și prima A, B în perioadă. 0, virgulă, B, C. Dar de ce fac asta? Pentru că celelalte nu mai au parte periodică. Și seamă zecim sutim. Și în clipa în care mă apuc de adunat, sigur, partea periodică rămâne la capăt, A, B. Ajung sutimile. Și înseamnă A plus C plus B. A plus B plus C sunt sutimile. Iarăși la zecim, tot A plus B plus C. Și numărul ăsta este cel mai mic dacă, iată, A plus B plus C este cel mai mic și grupajul și, amândouă să se întâmple, și grupajul de cifre din perioadă să fie cel mai mic. Și atunci mă obligă ca AB să fie cel mai mic. 1, 2. Și dacă A-ul e 1, 2, sigur, C-ul trebuie să fie 3. Și atunci am înțeles de ce numai varianta asta, A, B, C, A-ul 1, B-ul 2 și C-ul 3. Da? Hai să vedem cu maxima. Deci, nu ne grăbim. Notăm cu max de A, acestui A, care înseamnă 0, AB plus 0, BC cu 0, CA. Și egal cu, sigur că ca sumă este aceeași ca 0, A plus B plus C și A plus B plus C cu A și B. Dar de data asta să am cel mai mare număr cu putință. Lasă pe și pe băieți să vedem. Nu vreau să spun numele care trebuie să le folosim. Dar poți arăta. Eu vreau să spun înainte. Dar voi lucrați din casă. Eu vreau cu Maria și cu Andrei să încercăm să gândim. Că noi suntem la prima citire și nu știm de ochi ieșiți ăsta. Andrei, tu ce părere ai? Ca să obțin cel mai mare număr cu putință, cine să fie A-ul, cine să fie B-ul și cine să fie C-ul. Să fie distincte, nu? Da. Trebuie să folosim cel mai mare cifră, adică 9, 8 și 7. Trebuie să avem și cea mai mare perioadă, adică 98. Deci A trebuie să fie 9 și B trebuie să fie 8. Deci el vede. Aici 9, 8 și 7 sunt impuse. 9, 8 și 7 din cauza că sunt doar cifre distincte. Și acum decizia o luăm aici să fie cea mai mare perioadă care o dăm. Și cea mai mare perioadă înseamnă A-ul 9 și B-ul egal cu 8. Așa ați gândit și voi, nu? Da. Perfect. Deci A egal cu 9, adică dacă și numai dacă, hai să spunem așa, e vorba de max, cea mai mare valoare la A plus B plus C. Și max A perioadei AB. Da? Perioada AB. Care înseamnă echivalentul a spune că A egal cu 9, B egal cu 8,
Și ce îi rămâne să fie 7 obiate. Și atunci ați putea spune cât este valoarea maximă? Da. Cât e ea? 1 A e 0,989 de perioadă. Deci A e egal, va fi, sau max de A, max de A, valoarea maximă e egal cu? Egal cu 1,54 în perioadă 98. 1,54 perioadă 98. 54 perioadă 98. Total. Da. Îți spune, voi sunteți de acord? Da. De ce? A plus B plus C cât face aici? 8 și cu 7 15 și cu 9 20 24 4 și 2 la am păstrat 2,64. Nu e calculat? Nu. Frumos, 2,64. Pentru că tocmai acum observam că 8 și 7, 15 și 9, 24, 4 și 2. A, 2 am pus. Da, și 24, care înseamnă și suma de la sumă. 26. 6 și 2 în 3,64. Da? Deci, iată, cea mai mare valoare, min de A, să răspundem și noi aici. Min de A egal cu cine l-am găsit mai devreme? Min de A egal cu... 0,66. 0,66. Perioada 13. Și maxim. Max de A. O să egal cu 2,64 perioada 98. 64? Perioada 98. 98. Perioada 98. Mai tare? Mai depăcă. Mai depăcă. Dupe. Foarte frumos probe. Ești și tu? Hai să vedem și cum dupe. Deci am fost vorba să găsim cea mai mică și cea mai mare valoare, am găsit-o, am răspuns. Acum să găsim pe N, că N înmulțit cu A să facă un număr natural. Știind că A plus B plus C fac 20. A plus B plus C te fac 20? Da. Și A, B plus C de 10 cifre? A, B plus C de cifre? Suntem în același context. Acum ar trebui să luăm, adică, păi, spuneam că dacă A de la pe A, A5, B și A5. Nu, dar nu pot să trebui pe A5. De ce? A5, B și A și C. Ar trebui să fie mai mare de 4, nu? Ar trebui să fie mai mare de 4. Dacă iau pe A5, pe B7 și pe C9, sunt de 20. C8. Ar trebui să fie mai mare decât 2, dacă poate să fie 3. Adică mai mare decât 3. Ba da, poate să fie 3. Poate să fie 5. Păi 2 nu poate să fie. 3 poate să fie. A, poate să fie 3 5. Poate să fie. Păi da, nu știu că 3 poate. 5 poate să fie. Trebuie să... Aul trebuie să fie... fiecare dintre numele acestea trebuie să fie mai mare decât 2. Obligată. Deci, toate, nu indiv, aș, da, mai mare ca 2, mai mare ca 2 și ce mai mare ca 2? Ați putea să-mi dați un triplet? Da. 5, 7, 8. A egal cu 5, B egal cu 7 și C egal cu 8. 7 și C egal cu 8. Vă spun eu acum. Și să încercăm asta? Dar vă spun sigur că 2. Dar trebuie să fie din... Nu, că trebuie să fie din A. Și din A n-am o felă mai maximă și minim. Mai vom despre mai maximă și minim. Dacă e din A... Dar au e de forma asta. Trebuie să înțelegi. Au e de forma asta. Și vorbă să vedem dacă putem să ne mulțim cu...
Da, trebuie să le punem pe toate. Păi le pun. Multe. Le pun și îmi dă bine. Tu ai chef să faci așa ceva? Da. Perioada aia nu contează. Dar trebuie să fiu... Vreau să fiți foarte atenție, ieșiți frumos. Da, au, nu poate să fie numai, nu sunt numai, numai maximul și minimul. Au. De numai maximul și minimul. Păi nu, că maxim și minim, ați văzut, nu ne asigura, la minim ne asigura suma 6, parcă, 1 plus 2 plus 3, 6. Iar la maxim, suma era 24, parcă ne-am adus, nu? Ar trebui acum să le găsim pe toate care ar face 20, să le scriem și apoi să vedem care sunt corecte. Păi aici nu cere A plus B plus C e egal cu 20. Dar numai că trebuie să aparține lui A și A este egal cu ăla. Dacă nu să le scrii pe toate. N-ai chef să le scrii pe toate, apoi să le pui acolo sus. Apoi să le verifici și să le calculezi pe fiecare în parte. Da, să vezi dacă sunt corecte. Au, poate să fie doi. Și apoi de să mai cauți și N-ul, să le mulțești pe fiecare în parte, să vezi dacă fac parte bine. Și o să-i foarte mulți de N în păi, întrebare. Nu am chef să facă. Băi, nu am chef. Pentru că toată să aparține din N. Ba nu. Deoarece, mereu când o să adun, o să-mi dea... Chiar așa, hai să le adunăm. Dar nu o poate o să aparține din N, pentru că N e mulțime numerele naturale, nu 0, ceva. Hai să le adunăm. Deci am mare, arăta așa. După ce am gândit noi, era așa, 0, cifra 10-lor era A plus B plus C. De acord? Cifra 10-lor. Cifra unităților. Tot A plus B plus C. Și cifra sutelor asta, și cifra grupul care se repetă, este vorba de AB. AB perioadă. Așa arată numărul. Da. Noi știm că mereu... Dar A plus B plus C cât este? 20. 20. Deci 20. Deci ar fi 2,0. AB să lăsăm așa. Partea periodic să lăsăm. A plus B plus C face 20, 0 și 2. Și o să fie 2,20 perioadă. Și aici aș face 20 cu 2, 22. 20 AB. Da, așa arată numărul. Și numărul acesta trebuie să fie mulțit cu un număr, încât să dea un număr natural. Asta-i. Adică 3, 4, 5, 6, 7, 8. Păi dacă nu mulțesc cu 5? Dacă... Dar nu știu ce am dat, că nu știu ce era perioada. Ce face cu perioada? Perioada asta e mai greu. Greu. Păi înseamnă că-i faci dacă nu-i perioada. Dar și perioada o să se repete mereu. Hai să scriu sub formă de fracții. Păi să fie. Hai să scriu sub formă de fracții mai degrabă. Știu și cum să scriu asta, am făcut toată de școală. Și eu. Deci să transformăm în fracții ordinare. Nu? Știți? Hai să vă arăt. Dacă aveți un număr 3,5 în perioadă, 7 în perioadă, să zic așa, este un număr periodic cât e care este? Sigur. Se scrie ca fiind 3 întregi cu 7 supra 3 întregi cu 7 supra 9. 3 întregi cu 7 supra 9, da? Dar nu pot să mai scriu A, de aici e la simplu. La mic să ia și eu. Dar știi că așa e și eu. La... În situația când am una mixtă, deci dacă am așa, 3 întregi, 51 neperiodică, da. Și urmă 17 partea periodică, ia să vedem. Cum le propune? Voi scrie 3, 5, 1, 17. Deci scriu totul, cu totul, da. Perioadă. Fără perioadă, fără așa. Virgulă. Fără virgulă. Voi scădea 315 supra 9900. Deci iată ce îmi propune. Scriem tot grupul de cifre, inclusiv cu perioadă, fără să ținem cont de virgulă. Sau... Și vine 3, 5, 1, 1... 7 minus 351 minus tot ce este în fața, da.
grupului de da, 51. Da, 51 din 51. Supra 9900. No, și după 2 de 9 din cauza perioadei și mi-a dat 2 de 0, deoarece acele două care nu sunt în perioadă. Dacă a fost 3 cifre, așa a fost 999, 9990. Deci se pun atâtea de 0, câte cifre, atâtea 0, câte cifre avem aici în partea neperiodică. Și asta ar fi fost egal mai departe cu cine aici. Facem calculul și împărțim și vedeți să ne dă exact așa. Dar vreau să scriem și cu 3 între 3 între 5117 minus 51 supra 9900. Păi da, așa cum ați spune 3 între și plus partea asta, 0,. Și la 0,, facem toată operația care am spus înainte. Adică nu mai ținem cont că avem 0 la partea întreagă. Și totul se reacă. Da, tot așa, chiar dacă avem 0 de acolo. Înseamnă că aici aș putea scrie cum? Voi scrie 2, 2, 2, Andrei, poate. Andrei e egal cu? După rețeta asta. 220. Deci 2, 2, 0, A, B. 2, 2, 0, A, B. De aceea trebuie să pun așa pare. Ca altfel egalități de evitate. Minus 2, 2, 0. Sunt 9900. 9900. Și în calcul, cât face aici, dacă... N-am cum să scad de aici acolo. N-am cum să scad. Aici n-am cum să scad. Deși ar fi foarte frumos și apeloții. Să o dați pe 220, vreți să-mi fac tot ăla, nu? Oare cum aș putea să scriu pe 220 AB? Cum să scrie așa? 517. 517 se scrie 500 plus 17. Și acolo ne gândim că A și B sunt se. Nu. Nu s-a gândit. Iar 5 AB, 5 AB, înseamnă 500 plus AB. Adică 5 ori 100 plus AB, nu? 5 ori 100 plus AB. Și să avem 200 plus AB, minus 20, deci 2 AB supra 220 plus AB, minus 220. Deci 220 ori? Ori. A. Ori. Ori? 120, hai să mai luăm așa. 3576 se poate scrie așa. 3500 plus 500 plus 70 plus 6 sau 3 ori 1000 3 ori 1000. Adică după 3 urmează 1000, 3 zerori. Acolo și nu scriu. 220 ori 100. Asta e. 220 ori 100. Minus. Deci o să scriu 220 ori 100. Minus 220. Plus AB. Minus 220. Minus 220. Totul supra 9900. Acum trebuie să dăm 220 în factori. Deci, da. Dăm de 220 în factori și vine 100 minus 1. 100 minus 1 și apoi plus AB tot. Tot după ce facem 220. Deci zicem 220 deci, ori 99. Ori 99. Minus 1 se vadă și prietenii noștri. Plus AB. Supra 9990. Și egal mai departe. 220 ori 99. 220 ori 99. Plus AB. Plus AB. Supra 9900. Nu uitați, am reușit performanța să scrie A mare. Iată cum arată A mare după manevra asta.
ca o fracție. A mare arată 220 ori 95 plus ABN. Totul supra 99 ori 100. Da? 99 ori 100. Eu întreb. Ca să găsesc acel număr natural, AB-ul ăsta, cât ați vrea voi să fie? Sincer, eu aș vrea să fie 0. Dar nu se poate așa ceva. Dar AB și C sunt cifre de mai înainte distincte. AB-ul să fie 50. Dar de ce 50 ca 100? Deoarece 99 cu 99 se simt. S-ar putea că 99 cu 99 aici? Nu se poate, e adunare. Dar nu, numai dacă una ar fi fost 9, AB-ul trebuie să fie multiplicat de 99, care nu se poate, pentru că trebuie să fie două cifre. Și AB-ul ar putea să fie 99, dacă vor să fie 99. Nu se poate. Nu se poate. Deci, nu uitați că A plus B plus C cât trebuia să facă? Fals! A plus B plus C trebuia să facă 20. Nu pot să fie... Stați puțin. Iar eu acum caut un număr natural. Să mulțesc cu cineva aici, cu un... Cu cine să mulțesc eu cât să dispară fracția, adică să nu mai fie fracție, ci să fie număr natural după lucru pe care îl fac. Păi acolo e 220 și... Să mulțesc cu... Deci 99 le... Acolo 9 și dacă nu era plusul ăla... Dar acolo de ce ați deschis paranteza? Unde? Am dat pe 220 factor comun și vine... 100 de ale 220 minus 220 face 99. Da. Deci trebuie să mulțesc, și jos și sus. Nu și jos și sus. Când mulțesc cu el egalitatea asta... Trebuie să dea un număr care se poate exact. După simplificare, să simplifice, da? Adică dacă eu aș mulți cu 2. Da. Acolo ar fi un număr care s-a mulțit și acolo ar fi un număr care s-a mulțit. Și cum ar fi dacă acolo ar fi 180. Și totuși trebuie să ne concentrăm pe ideea că avem acesta AB în factor. Dar AB-ul nu poate fi 99. Că sunt cu AB-ul trebuie să fie distincte. Asta m-am gândit și ăla trebuie să fie numere naturale distincte. Deci AB trebuie să fie distincte. Dar nu spun. Ba da, spune lucru. Uite aici. Cifre distincte. Că pe 99 nu pot să scriu ca 98 plus 1 și pe AB să scriu ca 98. Îți copie 98 în factor comun. Dar dacă AB așa să fie 98 pe lângă 1 plus 1, 2, 12, 98 plus 2? Deci nu uitați că AB ăsta era suma A plus B plus C, făcea 20, nu? Am zis 10. Nu, că nu poate să fie 10. Om, dar nici nu poate să fie 10. Eu am înțeles o chestie. Zi. 99 nu se ia cu semnul din fața lui. 99? Da, unde a scris acolo, genul A. Ultima...